toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Nu riscați nimic dacă stați și ne ascultați la dublu sau nimic. Astăzi avem 800 de euro, sigur plecăm de la 100 și dublăm, sper, de fiecare dată împreună cu Ana din Cluj. Ioi, bună dimineața! No, bună, Ana! Servus! Îmi pare rău, Anca! 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 Bună dimineața, Anca. Și voi! Eu sunt de vină! Îți dă George un miel. Da, el tot vine Paștele. El dă vină. Ce faci, Anca? Să la muncă. Ca ce toată lumea de altfel. Ce muncești? Să spunem în construcții. Bun. Cum mai merge? Acum începe treaba din nou, a? La Cluj merge foarte bine. La Cluj merge bine. E și scump. Și peste tot merge. Mama, am crescut prețul, e ceva de speriat. Este de muncă. Ești cu colegii sau ești singură? Am un singur coleg. Se pricepe? E priceput? Da, este. Hey. Salut. Hey, salut, 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 să trăiești. Cum îl cheamă pe coleg? Unul, da, bun. Vasile. Vasile și Anca. Vasile, dacă o ajuți pe Anca, ai șansa să faci o fotografie cu ea la finalul jocului și să apar pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Asta în cazul în care ați câștigat ceva. Altfel, e puțin probabil să se întâmple lucrul ăsta. Încercăm. Bine. Luca, tu ești pregătit? Mama mea. Da? Păi ai cum? Întrebările? Da, cum? Le-ai pus pe alea ușoare? Da. Știi când începem de la 100, cel puțin primele două... Bine, hai să vedem. Anca, îi dăm bătaie, multă baftă. Mulțumesc, Sofia. 100 de euro. Anca, o întrebare din actualitate, să zic. Pentru 100 de euro. Ce actor american l-a lovit ieri pe prezentatorul galei premiilor Oscar pe motiv că a făcut o glumă nepotrivită despre soția lui? Will Smith. Na. Cine nu știa? Și cum ți s-a părut toată tărășenia? Dacă nu a fost ceva regizat, este foarte urât. Avem pretenția de la actor sau de la... să se poate civilizat în public. Foarte bun, bravo, Anca. Cum am mai spus un domn, mi-aș fi luat soția și aș fi părăsit sala. Bravo, sunt foarte mândru că ne-a scos. Corect. E și răspunsul corect. Anca, ai deja 100 de euro. Conform jocului, trebuie să te întrebăm dacă vrei banii. Mergem mai departe. Bravo, bravo. Ia uite, domnule, că știe regulamentul. Mergem mai departe. 200 de euro. Anca, nici întrebarea a doua nu e complicată. Trebuie doar să te concentrezi. Îl ai și pe Vasile lângă tine. Normal, n-ar trebui să fie probleme. Spune-mi, Anca, pentru 200 de euro, cum se mai numește șarpele cu ochelari? Cobra? Indiana. Cobra indiană. Indiană, zici, Vasile. Iară, pakistaneză. Continente. Bangladeshiană. Bangladeshiană. Cobra. Cobra să fie. Cobra, cobra. Și mobra. Cobra. Cobra. Și mobra. Nu era și un film? Cobra. Era moarte sigură cu mobra, chiar mai sigură decât cu cobra. Cobra, da. Stallone Cobra. Stallone Cobra, da. El era. Dacă îmi ziceai Naja, eu am rămas la plecam mobra, acasă. Motoreta mobra. Normal. Foarte mult mi-am dorit o motoretă mobra. Era să mă dea afară tata din casă când auzi că vreau să-mi cumpăr motoretă. De ce? Nu erau de acord cu motorete, cu motociclete, cu chestii de-astea. Și după aia trebuiau să scoată una, motoreta Mobra Hoinar, care arăta foarte frumos. Mobra Hoinar, cum da? Se câștiga la loto. Eu știu că aveam un vecin care avea Mobra. Da. Și de cum venea de la serviciu, se apuca să o repare. Se dezbrăca și ieșea afară. Dezbrăca. Da, păi era mereu la bustul gol, era la afară. La maio. Da. Și o repara, non-stop. Da, frate. Non-stop, da. Lucra la mobra. Dar să știi că eu nu cred că există părinți care sunt de acord așa, de da, bunăvoie, cu motorete și motociclete pentru copiilor. Anca, iartă-ne! Asta zic, Anca, ai 200 de euro. Bravo! Și e rândul meu, după ce Luca ți-a spus două întrebări la rând, că sunt simple și că nu o să-ți creeze probleme, e rândul meu să spun că întrebarea a treia e mai simplă decât primele două. Merge mai departe. Așa, așa, bravo, bravo. 400 de euro. Mă rog, nu știu ce să zic.
Într-adevăr, nu e grea decât prima, nu se poate să fie ceva mai ușor. Vai de mine. Aia cu Will Smith s-a întâmplat ieri, a vorbit toată planeta despre el, adică era greu să nu știi răspunsul la întrebarea asta. Prin comparație, nu există comparație. Complet deconectat. Nu există comparație. Răspunsul la întrebarea numărul 3 trebuie să-l știe toată lumea. Bine. Anca. Întrebarea asta este din literatură, ca să știi cum stai, să știi de ce să te pregătești. Mai complicat pentru mine. Nu e deloc. Nu e deloc. Și Vasile acum. Mai bine era cu matematica, dar haideți să încercăm. Hai, Anca. Gândește-te bine și răspunde în 6 secunde. Cine a scris romanul Baltagul? Sadoveanu, Mihail Sadoveanu. Deci dacă nu te uitai ieri la televizor, aveai șansa să nu știi că Will Smith a bătut pe prezentator. Will Smith venea peste tine pe oriunde, pe la radio, aveai, pe Facebook. Poate aveai treabă, poate erai pe șantier. Uite, vezi, l-a ascultat pe Cătălin. Ascultătoare fidelă a postului vostru de radio. Anca, ce părere a avut Vasile de Baltagul? Ce a zis? Am auzit că a zis și el ceva. Nu are nicio părere acum. Nu, ce răspuns a dat el? Sadoveanu. Am înțeles. Gata, domnule. Sadoveanu. 400 de euro, bani frumoși, dublu sau nimic, 3 întrebări. Mai avem una, Anca. Să fie? Te bagi? Da. Mergem mai departe. Bravo, Anca. Băi, plac ascultătorii. 800 de euro. Hotărâți. Când ajungi la 4.000 de euro... Nu putem pierde ceva ce n-am avut. Bravo, îmi place cum judeci. Când ajungi la 4.000 de euro, întrebi și tu numele și prenumele de eroilor din neamul Șoimărești. Anca și Vasile. E important și Vasile în faza asta a jocului? Foarte important. Pentru 800 de euro... Trebuie să ne spui care este capitala Irlandei de Nord. Irlanda. Belfast. Nu Islanda de Nord, Irlanda de Nord. Reykjavik e la Islanda. Islanda de Nord. Care e capitala Islandei de Nord? Stai că nu s-a auzit foarte clar. S-a auzit, dar nu foarte clar. Mai zi o dată răspunsul. Belfast. Nu e ceva, mai zic și încă o dată. Belfast. A zis Belfast. Ai dres-o tu sau Vasile? Vasile. Eu când ți-am zis că Vasile e important. Bine, Vasile! Bravo, băi! Te-ai scos! Bravo, Anca! 800 de euro la dublu sau nimic. Felicitări! Mulțumim! Ați făcut o echipă pe cinste. De mult ne-am înscris. Bravo. Așteptam să ne sunați. Excelent. Cine a fost cu ideea să vă înscrieți la concurs? Vasile. Bă, da, Vasile le face pe toate. Vasile e omul din umbră. Dă-l puțin pe Vasile la telefon. Noi am fost de acord că, indiferent de întrebări, vom merge până la capăt. Ia uzi. Mamă, senzațional, foarte mișto. Dă-l și pe Vasile la telefon. Da, bună ziua, băieți, vă salut. Bună dimineața, salut, Vasile, salut. Ce Ei. Faci? Uite, în câmpul muncii. Da, bravo, păi, domnule. Mai muncești acum dacă ați luat 800 de euro? Nu luați și voi o pauză? Cu drag. Mă ambiționează asta. Bravo. Vasile, felicitări, v-ați descurcat de minune. Ați lucrat ca o echipă și ați avut, iată, și rod. Te așteptăm și pe tine ca să te înscrii la jocul nostru, da? Pe site, știi? Mă rog. Să-i mânene, nu vezi că ne iau banii? Lasă-i, domnule, să se înscrie, toată lumea se poate înscrie. Felicitări, Anca, tu ești titularul. Felicitări, Vasile, bravo pentru ajutor. Așteptăm o poză să vă arătăm la Facebook. Păi, pentru poză s-au bătut, îți dai seama. Da. Bravo. Na. Bravo. Nu stau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.